am primit mai multe solicitări să dau detalii despre AHCC. AHCC-ul este un produs descoperit la Universitatea din Tokyo și este utilizat în Japonia ca tratament adjuvant în cazurile de cancer. Este un supliment derivat din miceliul anumitor specii de ciuperci, inclusiv shiitake sau pe numele ei științific Lentinula edodes. În Japonia, acest supliment este folosit de zeci de ani ca tratament adjuvant în cancer, mai ales în combinație cu terapii convenționale precum chimioterapia. Motivul pentru care AHCC este apreciat în Japonia și în alte părți ale lumii se datorează potențialului său de a modula, de a regla sistemul imunitar. Studiile au arătat că AHCC poate îmbunătăți funcția celulelor NK, Natural Killer în engleză, care joacă un rol crucial în răspunsul imun împotriva celulelor tumorale, celulelor canceroase. De asemenea, reduce efectele secundare ale chimioterapiei, cum ar fi scăderea numărului de globule albe, și în felul acesta are un efect important în imunitate. De asemenea, îmbunătățește calitatea generală a vieții pacienților. De aceea, eu îl recomand și pentru cine e interesat, las un link în primul comentariu. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!